Salutare tuturor, eu sunt Mihai, iar astăzi o să facem un nou clip despre Sky Saga și Alpha 7, care a apărut de o zi, cred, da, suntem în 26, da, aproape data de 25.03.2016, și să vedem exact ce lucruri noi au apărut în joc. În primul rând vreau să zic că s-au schimbat multe din Alpha 6 în Alpha 7. O nou feature sau un nou mod de a juca în joc este Build-Off, care pot să-i zic că e ca un PvE. Da, un mod de a construi, gen, cred că cine construiește cel mai ok, cel mai frumos, cel mai... un al doilea lucru a apărut nou, cred că sunt skin-urile astea de la chest-uri care ți le poți lua în joc ca și receipt pe baza punctelor pe care le faci tu la Explorer Rank, Settler Rank și Gladiator. Sau e foarte posibil ca... Nu, chesturile ți le iei de fapt de la Explorer Rank. Îți cumperi, am uitat exact cum îi zice, Amber Treasures. Și le deschizi, îți poți pica aceleași lucruri. Hai totuși să deschidem câteva să vedem exact dacă ne pică ceva sau tot puțin să luăm niște Treasure Amber-uri care mai nou pică în dungeon-uri. La fiecare boss pe care îl distrugi, ai șansa să-ți pice un Treasure Amber. Acum depinde de ce fel îți pică. Poate să-ți pice Treasure Amber de Raw Materials sau Keystone sau Furniture Receipt sau mai nou Emote. Da, au apărut și emoturile în joc și îți poți găsi tot felul de emote, precum, nu știu, am găsit Kiss Emote și Happy Emote, parcă. Da, nu cred că e Happy Emote, cred că e altceva. O să vedem imediat despre ce e vorba. Da, calculatorul meu nu e unul prea bun, e unul bunicel, nu bun, foarte bun, bunicel. Bun, deci ca și emote, unde? Emotes. Da, eu am deblocat Kiss Emote și cu Laugh Emote. Astea sunt cele deblocate de mine. Însă sunt mai multe. Și Dig. Uite, F1. F2. Asta cu Kiss. Mua, da. Mua, pă, măta. Așa. Haideți să predăm și noi quest-ul. Poate mai facem un pic level ceva, nu știu, poate. Nu facem, ne dă decât vreo 500 sau 2000. Oh. Ups. Craft different kinds of starter. Ah, e bun. Da. 10 yeti. Discover free land. Băi, ești nebun. 3 landmark-uri de 5 minute. Chest-uri. Lupi. Și repair items, da, repair items, nu știu de Arctic Mastery. Nici asta, nu, hai să mergem. Haideți să vedem despre ce e vorba cu cele Treasure Amber-uri de care vă ziceam eu. În primul rând, la ăsta era parcă, unde este shop? Nu. Asta e Explorer Trader Shop-ul de la... Opa! Am nevoie de asta, neapărat. Da. Cum terminăm cu asta, mergem să facem niște adventures. Niște dungeon-uri, ca să facem rost de niște... Hai. Așa. Ăsta este settler-ul.
iar de la Settler facem așa. Avem așa, Treasure Amber Hoarder. Ăsta îți deschide chesturi random. Eu momentan n-am nici măcar două puncte. În fine. Treasure Amber Architect A. După cum zice și în descriere, contains a receipt with a random piece of furniture. Îți dă practic mobilă pentru casă sau pentru, da, pentru casă. Așa, gatekeeper, aici îți dă uși sau ferestre, depinde de ce ai noroc să spice. Illuminator, piece of lightning, înseamnă că îți dă un candelabru, bec, lampă, orice altceva. Engineer, industrial decor, după cum zice, decor industrial. Nu știu exact ce, dar o să aflăm imediat cum mai facem niște quest-uri și ne dă niște... Aici, o chestie nouă care a apărut în joc până acum în Alpha 6 nu era. Poți să dai trade la receipt-urile pe care le ai deja. Gen, să zicem că spică la Hoarder. Două tipuri de chest-uri care tu deja le ai. Poți să vii aici, doar dai click dreapta pe receipt și faci trade cu... Settler coins. Și poți să primești, depinde de receipt. 1, 2 sau 3, eu am luat 3 maxim. Deci nu știu exact dacă sunt mai multe puncte pentru fiecare receipt sau maxim de 3. Foarte posibil ca multe din ele să fie maxim de 3. Haideți să vedem. Haideți să facem un quest. Să ne punem și noi un un quest care să-l putem face. Să ne dăm niște XP, să mai facem și noi level. Așa, hai să facem stone tab-uri, că luăm și XP pentru settler, cât și pentru explorer. Facem niște stone tab-uri, stab-uri. Collect stone. A, deci, stai, trebuie să colectăm. Craft different. Slam. Hai să facem. Mai fac de. Da, am pus și o mică muzică pe background, acum nu știu cât de tare se aude. E foarte posibil să dau un pic mai încet. Să nu fie foarte, foarte tare. Așa, să nu deranjeze foarte mult la urechi. Pentru că avem nevoie de urechi. Sau zim, urechi, auzit. Da, n-are niciun sens. Așa, hai să vedem. Stone tab, stone slab, stone slab, la, da, da, hai să vedem. Luăm niște... oare s-o pune dacă iau deja de aici? Hai să vedem. S-a pus? Nu s-a pus, trebuie să craftăm. Ah, bun. Ok, hai să vedem. Stone slab, bagă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Că am făcut deja 2. A? A, nu, e bine, e ok, 6. Așa, și luăm și XP în același timp și pentru settler, cât și pentru explorer. La settler aproape că am făcut nivelul. Hai totuși să facem mai multe, poate facem și level. Sunt 2, oare o face XP-ul? A, una și încă una, nu cred că face. Mai dăm încă 2. A, va da la făcut, aia e perfect. Bun. Și o chestie care cred că era deja, de fapt nu cred, sigur era deja. În momentul în care faci câte un rank, primești câte un mail în care îți dă câte un reward. Acum depinde de ce ți alegi. Oh, fantastic breastplate of pre-flight. Ah, da. Și nu știu dacă era în Alpha 7 așa ceva, dar în momentul în care ajungi la nivel 5 de settler, primești un receipt pentru care poți să-ți craftezi breastplate of pre-flight. Asta înseamnă că tu, în momentul în care îți pui breastplate of pre-flight pe tine, poți să zbori în casa ta, domeniul tău, castelul sau orice, cum i-ar zice, island-ul tău. Poți să zbori pe insula pe care o ai sau pe insulele pe care tu ai aprobat build rights. În momentul în care tu ai pe o insulă build rights,
La fel, poți să folosești acea armură și să zbori și să... Practic să stai în aer, să te distrezi, cum se zice. Da. Ok. Acum... Haideți să ducem quest-ul, să-l terminăm. Poate cu ocazia asta facem și levelul la Settler. Hai mă, click. Da. Merge un pic mai greu. Nu înțeleg de ce, și plus că jocul are destul de multe bug-uri. Ținând cont că s-a lansat acum... Nu, s-a lansat ieri. Alpha 7. O să primiți destul de multe erori și e posibil, e foarte posibil ca jocul se blocheze de N ori. Frate, am craftat 6. Ce? Am craftat 6. What the fuck? Sunt craftate 6. Ah, craftează 6 failuri diferite de stones. Da, da. I'm an idiot. Ah, oftic. Hai, frate, hai. Da, deci eu trebuie să craftez 6 feluri diferite de stone slab-uri. Eu am craftat 6 și am zis că e quest-ul gata. Oh, ce isteți, Mihai. Da. Așa, hai să mai craftăm atunci. Să terminăm și cu quest-ul ăsta. Și da, haideți să craftăm câteva și apoi o să vă mai arăt și restul de... Să vă explic de fapt despre ce e vorba cu acel hoarder chest, despre care v-am explicat mai devreme, dar nu înainte să facem niște stone slab-uri. Ia să vedem. Asta, unul, asta, următorul, hai mă. Așa, asta, o dată. Da, pe asta parcă n-am făcut deja, da. Așa, asta, o dată, nu știu dacă l-a craftat. Așa. Sunt 3 din 6. Hai să încercăm și cu Darkstone. Asta nu merge. Asta nu merge. Etherstone. Da. Hai să facem și cu Darkstone. Nu cred că am făcut. Darkstone, yay! Hai să mai găsim ceva să mai craftăm. Repede. Asta e pământ. N-am nevoie. Asta ce e? Etherstone? Darkstone. Holy shit. Stai așa, mi-am lăsat aminte. F. Și zburăm către insula cealaltă pe care o am. Da, mi-am găsit o a doua insulă în prima zi în care am intrat în joc. Mi-a dat un risip, care de fapt nu era un risip, pe care în momentul în care îl luam și îl deblocam, îmi dădea o insulă nouă, pe lângă cea pe care o aveam. Deci, e o chestie șmecheră. Acum nu știu dacă o să mai fie. Probabil o să fie și în următoarele... ediții. Open large. What the fuck? Frate, deci pe bune, e prima oară când intru în zona asta. Am deblocat-o, n-am intrat niciodată până acum. Și fuck, holy fucking hell. Uite câte chestii mi-a dat. Ce tare. Oh, două chesturi. Aici e race, leaderboard și cu... Da. Holy fuck, trebuie să mai fie ceva interesant pe aici. Așa, mailbox-ul. Asta ce mai e aici? Chiar sunt curios. Fuck. Unde duce? Care a fluierat?
Mai broască. Da, holy fucking shit. Ce tare. Hai să mergem să luăm repede din chest. Gdum, 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 gdum. Dar hai să facem niște slaburi, că am vorbit despre slab, că o să facem. Acum să vedem exact. Nu știu eu. Nu mă pricep prea bine la joc. E, să zic, al doilea alfa în care joc. Asta e lemn, nu avem nevoie de lemn. Vrem, 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 vrem. Asta ce e? Dacă e etherstone, e degeaba. Etherstone, n-am nevoie de etherstone. Asta ce e? Collect wood log. Dai frate, m-am băgat în ceață. Ce naiba? De unde apar questurile astea? Woodlog, de unde naiba e woodlog? Am colectat. Da, cred că după cum v-am zis, fiind alfa, n-o să colectez ce trebuie mie. Slab, nu știu cum. Mă pune să colectez woodlog-uri. Da, profităm și noi puțin. Așa, next. Ce avem de făcut? Iron chunks. Iron chunks, iron chunks. Iron, 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 iron. Tigdum, 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 tigdum. Iron, vrem iron. Unde e iron? Hai să facem așa. Punem și noi. Deci. Doi. Doi. Opa. Aici e finalul. The end. Da. Hai să zicem aici. Trebuie să fie Iron Chunks pe aici, pe zonă. Vedem ce găsim. Pam, 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 pam. Repede, 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 repede. Da. Cred că o să facem altceva mai degrabă decât să stau să... Da. Haideți să mergem atunci. Să vă explic, de fapt să vă explic, să vă arăt despre ce vorbeam eu de fapt cu aceste puncte care poți să le faci trade, să le schimbi pentru acele hoarder chesturi despre care vorbeam. Și alea le deblocăm imediat. Și o să vedem. Calcifer 63. Ce nume. Awesome 4 3 2 1. Da. Bun. Să mergem, să mergem, să vedem. Da, și chistonurile astea cred că mulți dintre voi știți deja cum le debrocați. Bun. Să zicem că luăm două de hoarder, două de architect, două de gatekeeper și două de Illuminator. Hai să zicem că luăm și una de inginer. Bun, haide să mergem acum să deblocăm. Ușurel, ușurel. Aproape că am ajuns. Pam, pam, să nu murim. Și acum, haide să vă arăt. Deci, începem întâi cu engineer. Ce ne pică? Și ne-a picat un metal stove. Foarte tare, dar sunetul la joc cred că e cam tare. Ok, acum e mai bine. Așa, ăsta este Illuminator. Să vedem ce pică și la Illuminator. Oh, candelabru. Julian. Șmecher. Din nou un Illuminator. Ah, asta e lampă. Wall-mounted iron lantern, lanternă de perete. Totuși, hai să dăm un pic mai încet. Game volume. Line. Așa. Da, să vedem mai ok acum.
Oh, wood single door grilly. Asta mi se pare că o am deja. Și pot să vă arăt și chestia despre care vorbeam cu trade-ul. Asta nu am. Machine blueprint. Iron gaol doors. Asta o să le pun la mine. Da. Așa. Și acum să vedem pentru ornate stone chimney ce. Asta e pentru arhitect. Așa, tot pentru arhitect. Asta este pentru hoarder. Deci astea sunt chesturile. Hoarderul sunt chesturile. Și o să vedeți exact despre ce vorbeam. Deci astea sunt practic niște skinuri la chesturi. Nu știu exact dacă erau până acum aceste skinuri. Poate că erau, dar nu știu exact cum se luau. Din câte mi-aduc eu aminte, în Alpha 6 nu aveau asemenea skinuri decât în dungeonuri. În momentul în care făceai un dungeon, te duceai și vedeai aceste skinuri doar la calculator, practic, doar al bootului, cum ar veni. Așa, asta este da, aceste treasure amber-uri îți pică la boss, întotdeauna după ce distrugi un boss, un monstru de sfârșit al dungeonului, îți pică acest raw materials. Nu știu exact dacă îți poate pica și altceva în afară de raw materials, dar știu că îți pică de obicei raw materials. Acum depinde. Eu am făcut decât uncommon dungeon-uri, adică forest keystones uncommon. N-am ajuns să fac rare. Deci, în momentul în care o să fac un rare, probabil o să fac și un videoclip despre așa ceva. Și la aceste raw materials îți poate pica orice. De la clay, la pelt, la cotton, orice. Nu sunt cine știe ce, doar așa. Ok, să zicem. Ok. Bine, sunt bune că sunt raw materials, practic. Tu după ce te-ai dus și ai terminat dungeon-ul, ăsta este iar un. Da, încă o chestie pe care ei au schimbat-o. În Alpha 6, ăsta îi spunea uncommon. Ăsta nu era fabled, era rare. Ăsta e epic, a rămas epic. Dar le-a mai schimbat puțin, le-a mai modificat numele. Acum e fabled. Asta e heroic. Și să vedem așa. Hai mă. No shop. Ok. Click dreapta. Și de fiecare dată când înveți o rețetă, primești și XP la settler. Deci bine ar fi să găsiți cât mai multe rețete să le descoperiți și să vă creșteți nivelul la la fel, asta mi se pare Sima Small Sim acest deja l-am. Ia să vedem la acestea două. Să vedem. Da. La ușă nu avem. Așa. La fel la ușa asta. Asta la fel nu aveam. Asta mi se pare că l-am dat sub altă formă. Dacă mi-aduc eu aminte bine. Adică e altă culoare. Clay tiles. Eu am. Ia să vedem. Machines. Asta. Nu, la machines. Așa. Nu mi-apare aici. Este mâncare, materials. Crafted components. Unde e? Aici e? Aici e culmea. A, aici. Da, astea sunt alea decorative pe care le-am dublat. Și asta decorativ. Mi se pare că e nou. Unde este? Unde este? Unde este? Nu, nici asta decorativ nu e.
Unde naiba e? Oricum, cam asta a fost pentru video ăsta și o să ne vedem data viitoare. Baftă! Nu uitați să dați like, share și subscribe, mă, și bâlbâi. Salut! Pa!